Oameni buni, ne-am dus pe Instagram la 3 chestii la postarea episodului trecut. Voi ați ales, noi am numărat și-o ieșit acest rezultat. Ați ales să mă duc la Maria? Ei, din cauza voastră a ieșit un mare prăpăd. Așa că rămâneți până la finalul clipului, pentru că tot voi sunteți cei care alegeți continuarea poveștii următorului episod. Adică 3. Vizionare plăcută și acțiune! Ce faci, mitică? Marie? Dai, hai să facem poza aia. Da, și fel de poză, fă. Hai, că știu eu ce poză. Te las pe tine să alegi filtrele. Aleg eu filtrele, fă? Marie! Marie, fă, Marie! Vine lemn de bag din ăla, vine. Unde, fă, Marie? Uite acolo, hai, este Cornel? Dai, Cornel, hai, du-te, că vin. Te-ai pregătit pentru mine, e? Da, ei, pentru tine. Păi când, acum? M-am pregătit acum pentru săptămâna viitoare. E, pentru săptămâna viitoare. Hai, zi, de ce ai venit la mine? Da, păi, da. Uite, fă-mi și mie o poză, cum mi-ai făcut o mitică, ca să-mi pun și eu pe Instagram, să devin faimos în sat. Aha. Deci, să înțeleg că tu ești invidios acum pe mitică, că el e faimos în sat și tu nu, a? N-ai treabă, fă, cum să fiu invidios, dar mi-e că e prietenul meu. E cel mai bun prieten al meu. Băi, am copilat împreună, am băut împreună. Cum să fiu invidios? Da, eu am impresia că tu vrei să bagi râcă între noi, a? Să știi că m-ai supărat. Hai, pa! Nu vreau să te mai văd niciodată. Ne vedem de seară. Eu te fă, Marie, și prieten adevărat al meu. Da, hai să facem poza. Facem poza? Da, hai. Hai să facem poza. Pa, Marie! Pa, Marie! Pa! Tu ce faci îmbrăcat așa? Te așteptam. E pentru mine? Da. N-am timp, fă. Auzi, da. Nu știi tu unde mi-am pus eu geaca aia mea verde? Aia bună, fac harie Sara cu băieți în oraș. Vreau să fac o poză, fac din Instagram. Nu mai știu unde am pus-o. Nu știi unde, habar, nu știu. N-am pus-o în dulapa? Nu e nimic în dulap. Cum fac eu acolo, mi-aduc aminte cum era? Dulap. Dă-te, fă, o leacă, acolo. Ioane, e mitică, nu mi-ai văzut geaca aia mea verde? Aia e frumoasă, cu care ies seara în oraș cu băieții. Hai, dă-te, ulea! Poate! Hai, mersi! Papa! Mă să fac poze pentru Instagram! Sunt faimos în sat! Fă, Marie, n-am crezut că e așa de prost Ioana stată. Păi lasă, măi, că eu m-am obișnuită. Îi dorm cu Cornel lângă Ioana în fiecare seară. Hai să facem poza aia, că nu mai are cine să vină acum. Au venit și Ioana, au venit și Cornel, nu mai are cine să vină. Bine, păi, hai! Maria! Fă, Marie! Așa, vreau să vorbesc ceva cu tine. Te servesc cu ceva? Nu, fă, Mărei, nu vreau nimica. Fă, dar și cu tine, fă, îmbrăcat așa subțări pe frigul ăsta? Sunt căldori, fă. Acum, fă, când eu nu mai știu ce să mai pun pe mine? Lasă asta, fă, zi, și s-a întâmplat și vrei. Supărată, Mărei.
E pentru prima oară în viață, când l-am chemat și eu pe mitică să faci în hâța-hâța după atât timp, că știu că tare își mai doresc săracul, fă. Fă, și efectiv nu l-am găsit. Eu încep să-mi pun un semn de întrebare, Mării. Am întrebat tot satul, fă, dacă l-a văzut cineva și nimeni nu l-a văzut. Nici nu știu unde să-l mai caut. Tu ai idei unde ar fi? Nu știu, fă. Fă, Mării, fă, dar și s-aude acolo la tine, fă. Fă, Mării, fă, dar și geamul deschis aici la tine? Am avut câini în casă, fă, că îi frig afară. Fă, da, bărdița lui Mitică, deși e acolo la tine. Eu am promutat-o lui Ion, că nu știu ce trebuia să... O tăiat Ion lemnii. De asta eu am promutat-o. Da, și fă și Ioane. Supăra, Fauric. Și tu ai? Dar și ai pățut? Păi cum, fa? Am postat și eu o poză pe Instagram, dar să fiu faimos. Și am până acum 3 inimioare. Un like l-am de la mine, o inimioare de ce e, și 20 de la părinții mei. Lasă, Ioane, că astea nu-s probleme în viață, ei. Ia zi-mi aleacă, mi-a zis Maria ta că Mitică te-a împrumutat cu bărdița asta. Uite, tu știi unde e Mitică? E la mine în dulap. Mitica mea la tine în dulap? Da, fa, m-am dus să-mi iau și o geaca asta bună a mea, să fac poza pentru Instagram, ca să fiu faimos. El era acum. Ui, Ioane! Ui, Mitica meu mă înșală cu Maria ta! Uite, ai văzut tu asta cu ochii tăi și tu m-ai făcut scandală? Și ce voiai să fac? Să-l bat pe ăsta acolo? Să fac scandal? Ce sens are în zilele noastre? Ți-a timp asta. Și oricum sunt mai pașnic așa. Lasă-i, Mitică, că știu eu ce-am de făcut ai. Las că ți-o tai eu. Intră! Da, Fauric, zi, de ce m-ai chemat? Păi, Cornelie, uite cum stă treaba. Mitica meu a plecat de acasă și nu cred că se întoarce prea curând. Așa. Ei, eu azi am tăiat tot ziua lemnii ei și mă dur o leacă șălele, înțelegi? Dar e și nici să-mi facă masaj, ai, Cornelie. Și zici, te baiești o leacă să-mi faci un masaj așa la șăle? Bă, oameni bune, eu nu știu să facă, așa că vă las pe voi să alegeți. Intrați pe Instagram la 3chestii, că s-a pus acolo o postare, și scrieți în comentarii. Să-i fac masaj Auricăi sau să rămân prieten cu Mitică. Și în funcție de ce alegeți voi, faci și continuarea următorului video. Aurica sau Mitică? Intrați chiar acum, că am pus și link în descriere. Vedeți, poate nu intrați. Hai!